Cu bani europeni și de la bugetul local, administrația publică locală modernizează școlile din municipiul Deva. Echipa de implementare a proiectului de reabilitare și modernizare a școlii gimnaziale Andrei Șaguna Deva a verificat din nou în teren stadiul lucrărilor. În fiecare zi, lucrările la cele două corpuri de clădire progresează. La corpul de clădire pentru învățământul primar sunt finalizate instalațiile termice și sanitare și urmează montajul obiectelor sanitare în băi. Parchetul din lemn triplu stratificat și lambriurile au fost montate în toate sălile de clasă, iar pe casa scării se lucrează la montajul covorului PVC. Sunt uh, trei corpuri de clădire uh, unde suntem noi aici uh, învățământul uh, primar cel al corp de clădire, învățământul gimnazial clasele 5-8 și, bineînțeles, sala de sport. Din ce am observat, sunteți în grafic, stadiul fizic este undeva la 65% și eu am certiunea că o firmă serioasă ca dumneavoastră are capacitatea să execute lucrările chiar mai repede decât perioada de finalizare a contractului. În aceste zile se lucrează la reabilitarea termică a fațadei clădirii și la instalarea copertinei metalice la cele trei intrări în clădire. La corpul de clădire pentru învățământul gimnazial au fost realizate zugrăvelile cu lavabil, șapele autonivelante la parter, etajele 1 și 2, în toate sălile de clasă. Se lucrează la turnarea șapelor autonivelante pe holuri și pe cele 3 case ale scărilor. Au fost finalizate instalațiile termice și sanitare la etajele 1, 2 și parter. Muncitorii au început instalarea ventiloconvectoarelor. Instalațiile electrice și iluminatul de siguranță sunt finalizate la etajul 1 și 2 și se lucrează la cele de la parterul clădirii. Se lucrează în paralel și la termoizolarea exterioară a clădirii. La ambele clădiri ale școlii au fost montate panourile solare care vor produce apa caldă menajeră. Clădirile vor fi dotate și cu echipamente didactice specifice învățământului din ciclul primar și gimnazial. De asemenea, sala de sport va avea toate facilitățile necesare pentru desfășurarea orelor de educație fizică.